Oh! Hăți cu bună dimineața, Jonuțule, hăți cu alt fel de content, hăți cu vlog de gaming, Jonuțule. Și pentru că facem primul vlog de gaming adevărat, au mai fost încercări până acum, dar nu se pot compara cu ceea ce facem astăzi, Jonuțule. Am luat PS5-ul, suntem fully equipped cu căști, cu tot ce trebuie, Jonuțule. Și începem cu jocul momentului. Trebuie să vă fac o mărturisire. Este prima oară când mă joc Fortnite, așa că vă rog frumos să fiți blânzi cu mine. Suntem pe contul lui Cori, după cum vedeți acolo jos în colț, Jonuțule, pentru că încă n-am ajuns atât de împătimit încât să am propriul cont, dar vă promit că dacă acest vlog este pe placul vostru, Jonuțule, și vreți să mai revenim să mai facem astfel de lucruri, fratele vostru se pregătește, își face și cont și vă arată și jocurile pe care știe el să le joace. Mai mult de atât, în acest vlog, după ce o să ne mai muțărim un pic în Fortnite-ul ăsta, o să trecem și la FIFA, pentru că acolo încă sunt bun, Jonuțule, bine, e mult spus bun, pentru că n-am mai jucat de mult cu prieteni, dar am făcut un match demonstrativ înainte să dăm drumul vlogului și am văzut că încă mă țin binișor. Nu știu pe ce era setat FIFA-ul, dacă pe semi-pro, amator, work class, Jonuțule, dar am văzut că am dat și eu niște goluri. Nu mai stăm de vorbă, Jonuțule, prea mult și intrăm direct. Mă, îmi venea să intru la creative acolo, dar cred eu că Battle Royale ăsta este miezul. Cred că o să-mi iau în freză instant, Jonuțule. Hai să intrăm să vedem despre ce este vorba. Să dai seama cât de fan este că fratele tău mai are și deasupra capului scris scorile, be. Dar hai să vedem ce ne iese. Dacă treaba e bună, vă dau cuvântul meu de onoare că mă apuc de Fortnite. Să moară Jaxana, dacă nu. N-am zis Jaxi că sunt pe domeniul lui, te pup, Jaxi. Și ăsta ce e? Trebuie să mă uit la asta, nu pot să-l schipuiesc? Și i-a apăsat pe cer până se completează. Bă, băiatul a rămas în urmă, mă. Neymar. Moară Jaxana, mai devreme la FIFA spunea tot Neymar. În fine. A, și de aici mi-l aleg pe băiat? Nu m-a păsat să-l aleg, mă, frate, nu înțeleg. Mi-aș plăcut să am și eu mai mulți, asta e așa. New quest. Și ăsta ce e? Plus corile V peste tot. Nu știu, mă, hai, l-aleg pe ăsta. Păi ce facem, mă? Mamă, ce bătrân mă simt, Jonule. Mix matching, squad queue is full. Mamă, n-am loc. Hai, mă, găsiți-mi și mie un loc acolo, mă. Mamă, Jonuțule, e on, oficial intrăm în joc. Bă, trebuie să vă recunosc că este super cool feeling-ul acestui nou controller. Wow, gata. Fără... Mamă, și-au... Să mă răgeți ăsta de mine? E prieten cu mine ăsta? Pe ce lovesc eu? A, gata, pe right 1. A, nu, right 2. Ce faci ăsta, mă? De ce dai mâna ăsta, mă? Ce, mă, mamă, cu ăsta? Așa trebuie să dărâmăm astea? Hai, mă, să dau și eu. Mamă, ce tare vibrează controlul ăsta. Și de ce dărâmăm astea? Explicați-mi cineva ce se întâmplă acum, că nu înțeleg. A, uite, mă, cul... Mama, au început să tragă ăștia, să mă răgeți. Ce a fost asta? A murit? Cum am ajuns în ăsta? Everybody drops off, let's stop him. Și acum arunc X to jump. Am sărit băiatul meu. Clyde. A, și dacă... Mamă, ce mișto. Păi și dacă mă lovesc acum, când deschid aia? Când deschid aia, mă? Am deschis-o să mă arăt Jaxana, să nu mă arăt ăsta. Wow, X to skydive. Cum adică skydive? A, deci pot să mai revin, ok. Mamă, l-a trage în mine, mă? Deci tu ai văzut că eu nici n-am ajuns jos și cineva trage în mine deja, bă. Wow, bă, frate, dar vrei să spun un lucru, începe să-mi cam plăcă Fortnite-ul ăsta. Dar eu mă celulez din prima, mă, eu pe care îl prind, îi dau cu ăla în cap. Cum știu care-s prietenii mei și care nu-s oare? Mamă, ce mangas, mă, e next level ăsta aici, nebun? Hop, Primal Discovery, Legacy Updated, Storm Forming. Începe furtuna, frate. Dau un ăsta, ce se întâmplă dacă dau un ăsta? L-am spart. Și ce-am primit, niște fier? Mamă, păi dar dacă tot distruge așa, băi, ești nebun, dar chiar mișto jocul, nu vine să cred. Și nu pot să conduc mașini, oare? Cum mă protejez și eu de furtuna asta care vine în 7, 6, 5, 4, 3, 2, să mă răgea Xana, dă să mă bag undeva. Uite-mi colț aici, ia. Storm mai. Dă-i! Eram la un pas să-l omor pe ăla, mă. Ce-am făcut, mă? Exit, mă. A, n-am murit. Adică l-am omorât? Ce înseamnă level 1 acolo? Asta s-a pus pe burtă de la stormul ăla, mă? Sau de ce-i pe burtă, mă, frate? Nu mai pot să-l ridic de pe burtă, ești nebun? Cum îl ridic, mă, pe nebunul ăsta, mă? Ma, bă, boss, eu nu mă mai deslipesc de jocul ăsta, mă. Dar hai totuși să-l reușim să-l ridicăm pe ăsta de pe burtă. Cori, ajută-mă, zi ceva. Cred că mor. Și de asta e pe burtă? Păi și nu-i crește și lui viața? Să mă gândesc că poate se reface singur, nu? Aia de jos de acolo din colț care flipăre e viața? Jonuții mei, deci este genial, mă apuc de Fortnite să înțepenească Jaxi, dacă nu? Da. Ce facem? Ce-a fost asta? A murit, nu? Relocating, reboot card expires in... Și tot pe burtă sunt! Și-s fată! Nu știu ce să zic, ce se întâmplă! Boss, până... Ce m-a pusat? Am, dar relocate... A, eu pot să mă... Bă, frate, dar acum am viață, ce se întâmplă? Reboot card expires in 62. Relocating. Sunt chiar gagică. A, nu, acum m-a dat la cineva. Cine e ăsta, mă, mâncați? Ce s-a întâmplat aici, mă? Report player, ready up. A, cred că acum trebuie să aștept să moară toți, mă. Next match starting in 3-4, gata, mă, ăla e. Deci nu înțeleg, bă, nimic, dar îmi place. Finding next match. Păi nu, eu n-am să fac, eu acum mă uit la ăștia, e ca la Counter. Corile vezi jos, uite, eu, uite, tot gagică mă face asta. Gata, și acum începe, nu? Cred că mi-a găsit undeva unde pot să trăiesc și eu, că deocamdată aici eram la importăciune, Jonuțule. Nu e vina mea, o să vedeți că la FIFA mă pricep. În vlogul ăsta altfel, Jonuțule, o să avem și FIFA, unde știe și fratele Popa ce se întâmplă. Iarăși, m-a făcut gagică. Moară Jaxana, dacă
înțeleg ce se întâmplă. Păi da, voi vă puneți cu mine, mă. Ia fii atent că dărâm și ciment dacă mă denervez. Am pus-o pe asta, pe crouch. Cum am pus-o pe crouch, mă? Mamă, boss! Wow! Cum iau asta de jos? Mech pătrat. Wow! Ce-am găsit aici, boss? Dai, mă, ridică-te, mă, în picioare, mă, fata mea, mă. Gata, mă, trebuie să apăs ăsta, joystick dreapta. Stai așa că eu ce-a fost asta, mă? Bine, lasă că mai am o viață, dar mai am oare shotgun-ul ăla? Eu uite, bă, nici nu m-am aruncat din asta și iar trag ăștia în mine, mă. Înseamnă că eu trebuie să fac așa ca să nu mai trag ăștia în mine, nu? A, nu e, mă, erau dârele de la aer, mă, și eu credeam că cineva trage în mine. Păi vezi cum sunt alea, zici că-s gloanțe. Ia stai așa că m-am enervat, să vezi tu acum dacă nu sunt eu, pe fapte, nu glumă. De ce ai deschis aia, mă, așa repede? Ți-e frică să te duci mai aproape? Ia stai așa, genunțule, stai să vezi tu acum. Ce să... A, minute de filmare, nu înțelegeam. Storm forming, nu înțelegea ce e sus acolo din captura de ecran. Genunțule, deci trebuie să vă explic un lucru, mai complicat cu PS5-ul și cu OBS-ul, am încercat, dar zadarnic să conectăm la OBS. Dă-i, tată, dărâmă tot ce-i de dărâmat aici, că am înțeles că aici despre asta e vorba, să dărâm lucruri. Vrei să dărâmăm? Dărâmăm, Johnule. Ia stai așa. Pac, ce-am luat acolo? Ce e asta, mă, arunc cu hârtie igienică? Băi, frate, bă, dă-mi, mă, ăla la loc, mă. Aha! Stai că am găsit ceva. Opa, ce e asta, mă? Load about resources, ok, nu vreau. Gata, m-am găsit meniu, mă. A, nu am AK, am căutat macaul ăla, ești nebun. Păi, Johnule, cum? A, triunghi, mă, gata, asta zic. Și asta cum sare? Dar du-te și omoară pe cineva. Păi, caut, dar unde îi găsesc oamenii? Ce mi arată la... Ia uite, l-am văzut, fii atent tu dacă nu. Te vezi tu, bătaie, acum. Uite-l acolo în zare. Nu-l vezi pe ăla care aleargă? Vin, băiatul meu. Stai puțin că eu vin cu topor, bă, ce ai, bă, nebunule? Ți-ți atent, bă, dacă nu-l prind eu cu... Uite așa, fuga pe-ntre umbrele pe aici. Mamă, Johnule, pe ăla ai pus pe fapte, mă. Păi cum, mă, să? Băi, și fată și în genunchi. Păi și asta ce înseamnă, mă? Stai puțin, stai așa că am învățat ceva. Hop, nu? Nu le-am luat acum? Nu mai merge nimic, ia. User reboot, nu știu ce. Bă, nu se mai ridică asta mică în picioare, mă. Uite-o pe Nikita Klepkic. Păi și acum care e soluția? Adică eu m-am lăsat așa în genunchiat, dar nici nu m-am omorât. Măcar dacă m-am omorat și pe mine să scap de o grijă. A, eu acum cred că pot să mă târis. Wow, uite ce aveam aici. Și buf, I'm dead. A, am zis că eu, Johnule, zic, mă, și... Bă, frate, eu am înțeles, mă, despre ce e vorba. Asta e o lume nebună în care... Reboot card expires. Mamă, ce tare, bă. Poate pot să mă resetez și eu cumva. Mamă, frate, ce mă cel e aici, mă, mâncați și păi cum să fac eu față, mă, trebuie să joci, cred că jumătate de an până intri în Battle Royale ăsta, dar mai încercăm o dată. Ideea e că eu m-am prins așa cam care e faza. Bă, nu înțeleg asta cu reboot card ăsta. Nu, uite, dau, nu face decât să-mi schimbe, nu vezi, jos. Next teammate, previous teammate. Dar uite și pe ăștia, se târâie ca mârșavi. Deci nu sunt singurul care se mai târâie pe aici, ești nebun? Da, mă, eu cred că asta e șmecheria, mă, trebuie să-ți dorești să ajungi la o viață ceva. Puf, cine e asta, mă? A, cu dronă, nu? Survivor, 50 players remaining. Băi, eu cred că trebuie să fac ceva aici, mă. Eu nu pot să cred că stai ca prostul așa. Seamănă, mă, cu GTA. Păi eu ce fac, mă, să vă doar nu să stau să-i aștept, mă, până să se termine ultimii 50. Păi, Jonuțule, dacă vreți să mă ajutați la comentarii să-mi spuneți și mie ce se întâmplă în momentul ăsta, eu nu-mi dau seama, înțeleg că trebuie să aștept să moară și ultima gagică, Nikita Klepkic asta, cred. Și gen, după aceea începem toți din nou sau cum sau ce să fac, trebuie să ies eu. Ajutați-mă că este complicat, e prima oară când joc pe bune, adică dacă vedeți că la Counter-Strike ați văzut că mă pricep, da? Ce se întâmplă acum, nu înțeleg. Hai, mă, omorâți-o, mă, și pe asta, mă, să vedem. E cei drepte, uite, ultima din echipa mea, că dau right 1, left 1 și nu se schimbă cu nimeni, ia. Eu acum sunt doar, haide, dai cu Storm, dai cu ceva. Și ce-i capătul ăsta de lume, ea? Poți să treacă până asta? Nu poți să treacă. John, să înțelegem că ție îți place să te plimbi cu mașina. 25 players remaining. Da, mă, noi trebuie să așteptăm efectiv să omoare toți ăștia, mă. Cred că poți să faci din aia cu 2 hours later. Johnuțule, în urma brainstorming-ului cu Cori, am decis să mai trece aici la FIFA ca să vă arăt că știu să joc și eu ceva. Și data viitoare promit să mă întorc cu temele mai făcute la Fortnite ăsta. Stai să vezi tu acum. Gata, Johnuțule, stați liniștiți, adică ok, aneu, da, am și eu jocul meu la care mă pot juca. Corile vei, it's connecting to EA servers. Așa, hospitality, te pupă, Jean. Cu cine să jucăm, bă? Cu Barça, bossule. Barça Real Madrid, direct meciul ăsta vreau. Și eu vreau cu Barça, mie așa îmi plăcea. Când eram mic, eu jucam numai cu Barça, Johnuțule. Se supărau prietenii de obicei că, vezi, doamne, Barça era cea mai bună, ca și cum, bă, e în joc, nu e cu coduri. Te-am pupat. Ce asta? Welcome to... Mamă, ce frumos arată, bă, de când am mai jucat un FIFA, ești nebun. Ah, ok, abia acum intrăm, mă, înțeles. Classic match. Barcelona, hăți, Johnuțule, cu Real Madrid. Avem un derby, tată, ce să mai... Gata, Johnuțule. Nu râdeți de mine, nu râdeți de fratele vostru, că atunci când stai pe șantier, mai uiți care sunt butoanele. Options, options. Când te joci prima oară pe PS5, normal, Johnuțule, că e ca și cum te uiți ca la OZN, dar se poate. Uitați-vă aici, ca să înțelegeți despre ce e vorba.
taking on Real Madrid. Am început fulminant. I have to say the atmosphere is fantastic in here. And I'm anticipating a really good game today. Hopefully we won't be disappointed. Stai așa, stai așa că vine golul. Vine golul. Oh, de ce am șutat, mama, am calicit, puteam să pasez. Stați liniștiți că acum vine golul. Nu vă faceți griji, e pe vine. N-am zis al cui, dar... Oh! Oh! Bă, dar mă enervează că ăștia nu mai deposedează cum știam eu, mă, frate, înainte când apăsai în continuu. Așa, nu, vorbim mai puțin. Oh, v-am spus că vine golul, Jonuțule, n-am spus al cui. Nicio problemă, e Real Madrid, e normal să joace bine. Așa că vine și fratele vostru acum. Mamă, ce bine joacă Real Madrid ăștia, bă. Mai devreme, când am jucat demonstrativ, era PSG cu nu mai știu ce. Oh, oh! 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 Bă, dar de ce șutez, mă, în continuu, mă? Când am auzit Messi în cască aici, Jonuțule, m-am... Benzema. Toni Kroos. On to Benzema. Well, not very clever defending. Offside! Oh, de viața vieților mele, Jonuțule. Revin, revin, nu vă faceți griji. Cred că sunt pe semi-pro pe ceva. Acolo e problema, sigur. Ia uite-l cum a izbucnit, ca din pușcă. Nu te duce, mă, cu ea în aut, bă. Oh, nebunule, te-am întors. Paul! Mic. Am zis că a fost Paul, ce? Nu-i vina mea că n-a fost. Aaaa, știu ce greșeam, mă. Nu trebuie să apeși fugă când vrei să deposedezi, că de-aia nu mai deposedează ăștia nimic, ești nebun? Ok, zi așa. Ia uite cum nu mai... Ia uite cum nu le mai iese. Mamă, bă, băiatule, nicio problemă, e începutul doar, avem timp. Bă, dar sunt prea bun ăștia, mă, eu nu pot să cred că ăsta e amator ceva, mă, de un băiat care n-a mai jucat de mult. Uite-te cum driblează în continuu, ești nebun, zici că e... Al meu, nu? Aia zic. A fost-o un fel de parașută, Jonuțule, și oată. Fiți atenți voi dacă nu revin eu, uitați-vă la mine aici. Bă, joacă prea bine ăștia, mă, frate, mă, n-au cum să fie, mă, la amator ăștia, mă, să mor eu dacă nu... Nu pot să mă uit? Pot să mă uit, cum să nu pot să mă uit? N-are cum să fie amator ăsta niciodată. Uite cum l-a găsit, bă, o, mă, nebunule, că chiar așa 4-0. Schimbă partea, tată. Schimbat-o ăla e. Nu, 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 spune, nu al patrulea. Aia zic, aia zic, băieții mei, bravo, tată, hai. Aia zic, mă, hai, mă, și noi să ieșim din încălceala asta, mă, hai, mă, băieți, mă. Hai, mă, tată, mă. Bă, tată. Ăștia au două picioare stângi toți, mă. Eu auzi ce zice, mă, nesimțitul ăsta. Mă, Jonuțule, 4-0, minută 30. Așa ceva. Chiar că vorba lui Cori, puteți să ne toace la Fortnite, Jonuțule. Acolo măcar mă mai târâiam. Nicio problemă, revenim în forță. Băi, trebuie să vă explic un lucru în apărarea mea, Jonuțule. N-am mai luat în mână acest controller de ceva vreme. Cu ani în urmă, cum s-ar spune. Hop! Benzema. And it's a quality pass. Oh, there it is! It's one goal after another!
Jonuțule, cred că se lasă cu 10-0 la care se presupune că nu mai trebuie să mai joci niciodată. Am nicio problemă. Speranța moare ultima. Hai, tată! Hai, tată, haide, tată. Uite-l pe ce se mai învârte dacă mi-a amețit capul, ești nebun. Aia zic, mă, hai, mă! Hai, mă, tată, mă, de ce n-am luat-o, mă, noi, mă? Bă, frate, eu nu mai știu să deposedez, mă, de-aia mi-au gol după gol, mă. Cred că au schimbat ăștia ceva, eu apăs cerc degeaba. Uite ce fac ăștia, se joacă cu mine. Eu uite-l pe ăla, cum, eu uite cum mă învârte. Nu, mă, eu cred că e pe ceva, pe world class, mă, nu se poate bă așa. Eu uite, mă, ce-a făcut ăla. Bă, frate, nu se poate așa ceva, mă, las-o în haibă de treabă, mă. Stai un pic, 6-0, ok, dar eu trebuie să văd ceva. Options ăsta, da? Settings, fiți atenți, sunteți martori, da? Game settings, user gameplay, CPU gameplay, speed, shot speed. Păi și unde-i, mă, frate, nici nu mai prin meniu nu mai știu să umblu. Și eu vreau la CPU, da? Deci nu mai e ca înainte, ce să înțeleg? Adică 50% asta înseamnă că e mediu, nu? Nici prost, nici deștept. Că îți dai seama că dacă îi dau sprint speed așa, vrei să încercăm? Sprint speed la mijloc, fii atentă. Da, mă, zic eu. Și shot error la minim. Stai să vezi acum. Stai să vezi acum dacă nu se schimbă toată treaba. Deci eram la 50%, ceea ce înseamnă că e un fel de jumate, nu e nici amator, dar hai să vedem acum aia. Ia băieții mei, să ne revenim noi de la 6-0. Ia. Se pare că nu s-a schimbat nimic, ă? Eu zic că-s mai fraier, nu-mi dau seama sincer încă, că nu le-am dat nici toate alea la minim, știi? Că dacă dădeam tot la minim, cred că era în euro. Încă mai are pase bune, încă mai înțelegi ce zic, doar că șutează greșit. Ia! Ce-ai, băi, nebun la cap, nu s-a schimbat nimic. Dar mai încercăm, stai așa. Bă, frate, dar mai devreme am dat 4 goluri, ești nebun. Cât de bun să fie Real Madrid față de ei. Cu cine am jucat atunci? PSG? Cu cine era? Cu Liverpool. Și eu eram cu PSG și am dat 4 goluri, cum naiba le-am dat? A fost beginner's luck, știi? Când... Yeah. Ci că Real Madrid cu avantajul, cu cel mai avantaj, ești nebun. Uite, mă, nu ia mingea, mă, ce greșesc, mă. Oare trebuie să apăs de mai multe ori cer, că nu-mi dau seama. A fost o vreme când așa de posedai, apăsai odată și intra și o lua. Da, mă, uite, mă, cred că de mai multe ori. Ia o, ce zice ăla, shocking performance. Băi, tu trebuie să comentezi neutru, bă. Bine, până la o lună, e dreptul lui. Ia. Bă, frate, nu se poate. O să-mi iau 10-0, cum a zis, ești nebun. Mai am o variantă, mai joc un pic așa și dacă nu iese treaba nici așa, îi dau toate alea la minim. Deși parcă încă leargă repede, spusese că i-am dat, bă, la speed, nu știu care. Ramos. Nu este, CPU înseamnă ei. Uite-l pe ăsta, ce face acolo, ești nebun, că îi se împleticesc. Tu vezi, bă, că driblează. Bă, nu se poate, mă, ceva se întâmplă, undeva nu-i bine, mă. Sunt prea bune ăștia, mă. Uite-te și tu cum se învârte cu ea pe acolo, nu înțeleg. Ce? Și s-a oprit? Păi lasă-mă, s-a încins și ea de la meciul ăsta, uite ce mi-ai făcut, că mi-ai luat un gol. M-a ținut corii de vorbă, Johnule. Mai am ultima rezolvare, dacă nici asta nu rezolvă situația, înseamnă că trebuie să mă apuc de treabă, Johnuțule. CPU gameplay, da? Minim tot. Păi nu, așa ar trebui să fie? Trebuie să fii mândru. Nu o să fiu niciodată mândru că am făcut asta, dar măcar vreau să-mi dau seama dacă asta face asta. Hai să vedem. Stai așa, băiatul meu, că dacă îți arăt eu, dacă te pui cu mine, pass speed, totul îți dau mă la minim. Te nenorocesc, te nimicesc, injury frequency, nu? Goalkeeper ability, minim. Dacă nici acum nu dau un gol, nu mai cred că mai ajunge așa, nu? Știi care e faza, Johnuțule? Pe vremea mea era cu amator, semi-pro și toți băieții. Ia. Parcă mă descurc, a? Opa! Aia zic, offside. Nicio problemă, bă, dacă ea n-aleargă, ce vrei să le fac? Hai, tată, dă cu șutul acolo, ia. Nu, că mie mi se pare că joc la fel de bine, jur. Pe bune, nu, n-am modificat nimic, că nu înțeleg ce e acolo.
Păi uite-i pe ăștia, mă, cum driblează în continuu, mă, n-are cum. Și mai greu crede că nu mai există chestia aia cu amatori și cu alea. Eu cred că ăștia sunt semi-pro, pro, work class. Uite-te și tu cum driblează, n-are cum pe amator să dribleze în continuu așa. Nu-i normal. Driblează prea mult pentru un level normal de joc. Iar eu n-am schimbat nimic acolo. Cine știe ce am dat eu? Hai, Jonuțule. Well, it could be on for him here. And it's there for him. Boom! Aia zic, Jonuțule, cred că ceva tot a modificat, că prea m-a alergat tot terenul cu ăla așa singur. Dar nu contează, stai așa că vedem acum. Deci am câte, lasă-mă un pic să mă prinde ceva. Și îmi scrieți voi la comentarii dacă am modificat ce trebuie. Câte am? 65, da? 25 de minute să recuperez 8 goluri. Da, e clar că-s proști rău de tot, pentru că nici după minge nu se mai duc. Am ținut prea mult degetul pe D, era să zic. Nu e D, e cerc, Jonuțule, că nu suntem pe calculator, dar WASD-ul rămâne în mintea omului, fără să vrei. Nicio problemă, hai, încă 8, încă 8, încă 8, băiatul meu, nu-s multe. Hai tot. Acolo, jucați-vă cu ea, că vine băiatul după voi. Păi da, ciudat, mă, deci chiar vă rog să-mi scrieți la comentarii, adică acum nu mai există semi-promo și toate astea? Le-a rămas tackling-ul ăsta, uite cum driblează și că e nebun. O, bă, că nu ești la spectacol. Hăs, Jonuțule, reîncepem super demonstrația de FIFA. Asta să vedeți voi acum, dacă nu revine fratele vostru în mega forță, așa pe ultima sută. Rezum match, hai tată. Hai tată pe ei. S-a încins și camera de la asemenea demonstrație de fotbal. Dați că... M-am mai gândit la un lucru, putea să-mi dau eu toate alea în maxim, dar nu mai avem timp acum, Jonuțule. Hai tată, ia-i minge. Dar vezi pe ăștia cât de leșinați sunt, că ei nu știu să facă nimic decât să dribleze, fiindcă le-a lăsat dribling-ul la maxim, știi? Îi vezi cum n-aleargă după minge. Oh! Ah, the end is near, trebuie să mă... Să mă mobilizez, măcar să mai dau unul. Bine că l-am dat pe ăla de onoare, știi? Adică nu e 9-0, e 9-1. Da, mă, nu e clar, sunt foarte bun la jumate acolo, nu vine să cred, frate. Dar uite, mă, am apăsat și nu i-am luat-o, de ce? Eu nu știu, trebuie să întreb pe cineva care se joacă mai... Ci că not a good performance. S-o crezi tu, mă, nebunule. Hai tata, aruncă o dată mingea. 6 minute de prelungire, Jonuțule, momentul meu. Momentul meu să renasc din cenușă. Aia zic, hai. Aia zic. Oh, stai să nu ne iai. Hăzi, Jonuțule, până la urmă s-a încins și camera, n-a mai putut să facă față super performanței mele de la FIFA, Jonuțule. Noi am încercat însă să facem acest episod cu ocazia sărbătorilor pentru cei care stau acasă, Jonuțule, și de cele mai multe ori se plictisesc la mesele alea interminabile de sărbători, așa cum mi se întâmplă și mie. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare pum butonului de like, Jonuțule, așa cum se spune în vlogurile clasice, am aflat și eu de la Shelly. Nu uitați să dați și un comentariu dacă vreți să mai facem astfel de vloguri, Jonuțule, și ce jocuri vreți să jucăm. Nu uitați să-mi dați toate sfaturile pe care vi le-am cerut în ceea ce privește Fortnite-ul, pentru că o să vreau să mai joc jocul ăsta. Și până una alta, nu uitați la subscriberi, am apăsat pe scoțoperul, pentru că în fiecare zi, cu surle, trâmbițe, gălăgie și idei din ce în ce mai nebune, Jonuțule, noi suntem aici spre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să dați follow pe Instagram, Corile V, eu sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea țineți ochiometru pe www.dorianpopa.ro, pentru că acolo surprizele se țin lanț. Să aveți o zi, o cafeluță și niște sărbători mirobolante. De nota che luzzo.